Sunt Sergiu Nedelea și sunt alături de voi să vă spun câteva dintre tainele vinurilor. Astăzi avem vinuri roșii și, bineînțeles, lângă vinurile roșii trebuie să caut un preparat. Și ce preparat poate fi mai bun decât carnea de vită? Preparatele din carne de vită sunt fabuloase dacă vita este gătită cum trebuie. Da, gătită, dragii mei, dar nu orice fel de vită, ne gândim la o vită maturată. Avem niște maturatoare speciale aici la Selgros care au diverse varietăți de carne maturată și exact ca și la vinuri. Cum vinul este ținut, știu, 6 luni, un an, poate și mai mult într-un butoi de stejar, atenție, tot l-a maturat, așa stă și carnea în aceste maturatoare. Ce se întâmplă acolo? Există o evoluție, evoluție care cumva schimbă și frăgezește carnea, schimbă practic textura, dar bineînțeles ne apar și niște note aromatice cu totul și cu totul speciale. Ce vin folosim pentru această vită maturată? Da, complicat, nu? E, nu-i chiar atât de complicat pentru că deja avem răspunsul. Ne gândim la marele și grandiosul rege, la Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, care vine din Bordeaux-ul Franței, s-a așezat peste tot în lume și este unul dintre cele mai cultivate suri. Cred că el este răspunsul pentru o carne maturată, bine gătită, atenție, nu bine făcută. Cu aducerea aminte de la vestitul Brian Savarin, spunea, domnilor, ne întâlnim să degustăm, nu ne întâlnim să mâncăm. La fel de bine, marele Alexandru Dumas a scris la un moment dat un dicționar gastronomic și amintea că bucătar poți să fii, poți să înveți, dar atenție, să fii grataragiu este ca un dar lăsat de la Dumnezeu. Nu știu dacă avea cărnuri maturate atât de bine cum le avem noi în maturatoarele de astăzi, dar cu certitudine știa ce spune pentru că trebuia să înțelegi acea bucată de carne și, bineînțeles, trebuie să o înțelegi pentru a alătura un vin potrivit. Cabernet Sauvignon cu taninuri puternice, se și spune mai mult gust, mai multă culoare, dar și mai multă forță gustativă. Poate fi la fel de bine un Shiraz. Numai gândiți-vă când vine șeful nou și peste bucata de vită scoasă de acolo, de la grătar sau din cuptoarele speciale, presară puțină sare și, bineînțeles, piper. Dacă am spus piper, mă gândesc la un Shiraz, pentru că notele olfactive ale unui Shiraz de calitate ne aduce aminte și de puțin piper alb, puțin piper roșu și, de ce nu, puțin piper negru. Cabernet vanilii, cabernet lemnos, cabernet cu taninuri tari și era aromat cu puțin piper și carne maturată, vită maturată. Ce poate fi mai bun? Deja suntem în sublim. Dacă vreți să aflați mai multe, dragii mei, intrați pe pagina de Facebook Selgros România, puteți să ne urmăriți și pe canalul de YouTube și nu uitați de blogul Selgros. Sante, dragii mei!